Agenția Națională a Locuințelor va construi 14 case pe strada Nada Florilor din municipiul Alba Iulia prin programul Locuințe prin credit ipotecar. Termenul de depunere a documentelor necesare pentru contractarea locuințelor este 24 aprilie. Programul Locuințe prin credit ipotecar se adresează tuturor persoanelor cu cetățenie română care au împlinit vârsta de 18 ani și care doresc să cumpere o locuință construită prin ANL. Locuințele construite prin acest program sunt de două tipuri, cu câte 3 camere locuibile fiecare, în regim de înălțime, parter plus mansardă, dispuse în 2 tronsoane independente pe parcele individuale cu suprafețe cuprinse între 151 și 264 metri pătrați și cu suprafață locuibilă între 96 și 100 de metri pătrați. Primăria municipiului Alba Iulia va realiza viabilizarea terenului, rețelele de utilități, drumul de acces, spațiile verzi și iluminatul public din fonduri proprii, iar terenul aferent locuințelor se dă în folosință gratuită ANL de către Consiliul Local al municipiului Alba Iulia pe durata executării construcțiilor de locuințe. Termenul de finalizare a locuințelor este de 10 luni de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor.